Ce crush ai avut întotdeauna? Ai avut vreo profesoară, vreo automodel, nu pe doamna Bădulescu? E o emisiune la care poți să spun orice? Orice! Sexual? Da, facem cu bip. Păi zici ce profesoară am avut. Profesoară? Dacă ai avut un crush pe o profesoară, crush așa, dacă erai îndrăgostit, platonic înseamnă. De ce cu așa ceva? Da. Nu am zis și eu, deci, pot să zici altceva. Că a fost platonic. M-am îndrăgostit de profesoara de limba germană, de-aia sprechen Deutsch sehr gut. Care era... Nu, era foarte frumoasă, nu. Cea mai... Dar acum nu vreau să supere pe mine. Eu cu limbile stau bine acum, străine, dar să știi că în liceu am stat mai prost. Adică cu limba germană stăteam foarte bine, pentru că profesoara de germană era de frumusețe rară, blondă, nemțoaică la origine și era foarte frumoasă și de-aia am învățat germană ca lumea. Am învățat și franceza și mai bine, deoarece profesoara de franceză mă ura. Și indiferent cât aș fi vrut să fac ceva sau vorbeam perfect limba franceză, îmi dădea tot timpul note foarte mici, ceea ce producea un mare haos în familia mea, mama mea dorindu-și numai note mari, vorbind de asta până în liceu. Și atunci am apelat inclusiv la oameni din Ministerul Educației. Da. Am făcut reclamații, ce să fac? Și am aflat într-un final că doamna profesor, nu-i dau numele, era ok, dar nu mă suporta pentru că se mânam cu fostul ei soț. De fapt, de asta te ura, ca asociere asta? Eu nu mi-a cerut nimic ca să rezolvăm problema. Că prestam de la vârsta. Dar nu mi-a cerut nimic și atunci a rămas așa o chestie și s-a răzbunat după mine degeaba. Dar trebuie să ajung să fac reclamații, de asta inutilă. Dar, în același timp, atenție, a trebuit să mă meditez, că mama a considerat că nu știu bine limba franceză. Eu știam. Și m-am meditat cu altă profesoară de franceză și mai frumoasă. Cea de germană? Băi, erau, cealaltă, una era blondă, una era roșcat și atent, frumusețe rară. Deci, repet, am avut niște... Deci nu te-am întrebat bine. Aceste limbi le stăbâne. Am crezut că ai avut un crush așa, de l-ai ținut până mulți ani, dar tu văd că înlocuiai crush-ul imediat. Păi nu, am locuit germana, a trebuit să mă meditez. Și atunci am trădat-o puțin cu profesoara cu care făceam meditație. Da. Și atunci, doamna Davidenco. Anyway, ideea este că mă duceam la meditații, la matematică și fizică, niciodată nu mă duceam cu plăcere. Dacă mă duceam la meditație la limba franceză, da, asta a fost cu profesoara. Și mai zice ceva, că tot vorbim de feblețile tale, că știu că și Raluca mai este... Și pe profesoara de economie, o iubeam. Foarte tare, este și o doamnă, și nu de alta, dar am lăsat să copiem. Și de ce? De câte ori aveam teze, îi puneam un Neckerman sau o revistă de modă pe catedră. Să uita, e fashionistă rău și acum e... Și eram, plus că eram preferatul ei. Nu știai să vorbești cu ele, da, și da, apropo de febleți, că știm că Raluca este totdeauna și o să fie pe veci feblețea ta. Te-ai certat vreodată cu ea? Adică da. Să nu mai vorbești vreo două zile. Un an? Da. Acum, Raluca! Raluca! Uite, acum câți ani ne-am certat și n-am vorbit un an de zile? Nu spun de ce. Deci acum 20 de ani, că noi, da, deci acum 20 de ani, da, ne-am certat și nu am vorbit un an de zile. Dar din vina ei, pentru că e balanță din și nu, ei, păi, nu da, și asumă căpoasă, niciodată. E foarte căpoasă. Uite, e foarte căpoasă, da. Dar eu o iubeam oricum. Și ea mă iubea, și ea pe mine, dar asta e. Dar după aia ne-am împăcat și... Dar ea aștepta să faci tu primul pas. Ia vină încoace, vrecină. Lasă țigara. Vreau să știu cine a făcut primul pas în împăcare, tu am sau? Amândoi. Tu ai făcut. Eu am făcut? Da. Unde ne-am împăcat? La mare ne-am împăcat, nu-i așa? Și ai zis, știu că am greșit, asta e. Da. Recunoaște. E și gata, dacă și-a asumat, știi că e greu pentru balanță. Eu știam. Ea știa și eu fac orice pentru fericirea ei. Orice, absolut orice mi-a cere. Da, fac orice. Îl iubesc, este regele, soarele, inima, sufletul, viața mea. I-am botezat copilul Alex. Care are 20 de ani și a intrat la ASE. Alexuțul nostru care în sfârșit a intrat la facultate, l-am crescut, am avut toată viața o grijă cu copilul și cu părinții ei care sunt niște părinți extraordinari. Ne-au crescut copilul. Doru și poeta, exact. Doru și Eta, da, care sunt adorabili. Și uite, și copilul nostru a ajuns. Și pe mama iubim, da, și o adorăm. Am super, ajuns copilul la facultate, ne-am luat de grijă. Oare? Este la facultate. Oare ne-am luat de grijă? Hai, voi strângeți bani, că mâine pe mine se însoară și n-are și omul de stres. Are regele, are nașul, dacă n-are nașul. Are bravo. Doru bani, e ok. Aici nu ne punem probleme.